UPL vă recomandă Reliance, erbicid sistemic post-emergent pentru culturile de cereale păioase de toamnă. Am revenit, agricultura o șansă pentru România și imediat încercăm să luăm legătura cu consultantul fiscal, domnul Cornel Grama. Vrem să vorbim despre noi reglementări privind utilizarea cash-ului. E o temă care a făcut deja multă vâlvă, care a adus deja multe comentarii favorabile sau defavorabile, pro sau contra acestei măsuri. Important însă este, dincolo de aspectele, să spunem, care uneori ne privesc, hai să zicem, zona de principii, noi vrem să ne referim la partea utilitară a acestei situații. Și iată, este acum alături de noi prin telefon domnul Cornel Grama. Bună ziua, domnule Grama, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Să spunem că domnul Grama este consultant fiscal, este din Cluj-Napoca și este unul dintre fondatorii și administratorii Asociației Tax Advisors și al grupului Tax Advisors de pe Facebook, care are un număr de peste 44.000 de utilizatori. Bun, domnule Grama, vă mulțumesc încă o dată că sunteți cu noi. Și v-aș ruga să discutăm despre, înțelegem că avem o nouă reglementare, nu, privind utilizarea banilor cash, nu? Cam ce spune legislația și care credeți că vor fi efectele? Vă rog. Deci, una dintre cele mai importante măsuri date prin legea asta 296, pe lângă faptul că s-a introdus, s-au mărit impozitele și taxele pentru mediul de afaceri, această măsură vizează o birocratizare a activității mediului de afaceri, și anume scăderea foarte drastică a plafoanelor la plăți și încasări cu cash, cu numerarul. Ok. Până la ce plafon avem? 1000 de lei sau cât avem? Deci 1000 de lei între persoane juridice, de la firmă la firmă, ceea ce în prezent este la 5000, o să fie 1000 de lei. Și de la firmă la persoană fizică, acum e 10.000, o să fie 5.000 de lei. Asta nu ar fi chiar așa mare problemă, dar de acum încolo, de când intră în vigoare legea din 13 noiembrie, luni, micile creditări care le făcea patronul, da, în caseria unității, când nu avea încasări în ziua respectivă, nu se mai pot face prin cash, da? Deci prin numerar, să pună patronul bani de la el în casă ca să aibă de unde plăti un furnizor, de exemplu, sau un avans la un salariat, sau pur și simplu salariile, pentru că sunt mulți salariați care nu au cont în bancă, nu au card, poate nici nu vor să îngroașe comisioanele societăților bancare. Adică să luăm cazul, domnule Grama, unei companii mici sau una din sectorul rural, să zicem, de la... Da, din sectorul rural, da? Deci cum sunt atâtea magazine prin comunele și satele țării, da? În ziua respectivă, magazinul respectiv nu a avut încă încasări, sau a avut încasări foarte mici. Vine un agent comercial de la Coca-Cola, să zicem, să nu facem reclamă, de la altă firmă, care a plătit, nu știu, 500 de lei, 600 de lei. Da. Da? Și da. Nu are atâta în casă, are, zicem, 100 de lei. Nu poate să pună patronul 400 de lei, cum face în prezent, în casă, cu o dispoziție de încasare. El ce trebuie să facă? Să se ducă frumos la bancă, unde o fie aia, pe la 10-20 de kilometri sau poate și mai mult, să duce la bancă, să depună cash-ul la bancă, după care îl ridică, da, deci banii aia înapoi, vine înapoi la magazin, îi pune în caserie și plătește agentul comercial sau plătește salariatul respectiv. Pare rizibil așa, pare de râs așa, domnule Grama, dar nu e de râs. Exact. Deci asta e problemă foarte importantă, pentru că se obstrucționează activitatea mediului de afaceri. Și ca și justificare, vezi, doamne, să stârpească evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală nu așa se face. Cel evazionistul nu-și creditează casa și nu-și ia banii cu plafon sau fără plafon, pentru că el nici până acum nu respecta plafoanele respective care sunt în prezent.
Da. Deci legea asta va lovi tot în cei care jucau după reguli, dar de acum încolo le va fi foarte greu să se conformeze. Mai mult decât atât, amenzile pentru aceste operațiuni, dacă nu le respecti, au crescut de 4-5 ori față de până acum și până acum puteai să plătești jumătate din minim în 15 zile. Ei, acum nu mai poți să plătești nici jumătate din minim în 15 zile. Plătești exact amenda la cât îți stabilește organul de control. Deci vă dați seama foarte important e pentru întreg mediul de afaceri, nu numai în sectorul agricol sau... Da. Sigur, e o problemă a mediului de afaceri, care evident. Care lovește foarte tare între antreprenorii. Pe grupul nostru, acolo, unde avem 45.000 de antreprenori, contabili și... Tax advisor, să spuneați. Se vorbește doar despre treaba asta, de când s-a publicat legea. Nu faptul că la micro o să fie nu știu cât impozitul sau la PFA sau nu știu ce. Asta e important. Tranzacțiile astea mici în numerar. Care nu asta e evaziunea fiscală până la urmei, da? Și în loc ca pe posturile de televiziune, de dimineața până seara, de 100 de ori pe zi, să ne zică că actul sexual cu minor sub 16 ani, reclama aia, da? Să se discute treaba asta cu plățile numerar. Că asta doare mediul de afaceri. Că... Păi, da, o să începem, adică o să discutăm, aveți dreptate, trebuie să discutăm mai intens lucrul acesta. E vreo soluție, domnule Grama? Înțeleg că nu, sau schimbarea legii, nu cred că abia au dat legea, nu cred că vor schimba foarte mult. Legea și se aplică 15 zile de la publicarea monitorului oficial, deci așa cum am zis, de luni 13 noiembrie. Luni 13 noiembrie va intra în vigor. Dar înțeleg că această lege într-un fel se conexează cu ce spuneați mai devreme, cu faptul că nu mai poți credita, nu, firma sau care... Exact, da. Și asta e una dintre lucrurile. Administratorul nu mai avea să crediteze numera firma. Am înțeles. Deci, practic, ce facem cu sectorul rural, magazinele la state, astea care nu vorba aia, poate nici nu au cont la bancă sau nu au bancă în zonă, nu au ATM-uri, nu au... Cum facem? Cele din București, teoretic, ar avea niște ATM-uri mai aproape, dar probabil că și acolo e, mă rog, destul de inconfortabil, exact. Să zic. Sigur că da. Sigur. Pentru că, în opinia mea, faptul că mai pui un impozit, o taxă, ce ar mai fi, și asta nu e ok. Dar faptul că tu, deja, prin măsurile astea, urești birocratizarea și obstrucționezi activitatea agenților economici. Pentru că le pui ceva piedici, da? Că astfel încât ei nu mai pot să desfășoare activitatea așa cum și-o desfășurau, ca să aducă plus. Da, ca economic. Să nu mai zicem că dacă e, cum ați spus, și sunt sigur că sunt multe cazuri de genul acesta, ca să mergi cu mașina până te costă benzina, te duci, te întorci, îți crezi un pic costurile. Da. Și plus birocrația de care vorbiți, timpul pierdut, toate aceste lucruri, într-adevăr, sunt... Da, și ne mai vorbim după aceea de ce sancționezi pasibil. Ajung până la 15-20 de mii de lei și nu mai poți să plătești jumătate din minim în 15 zile, care și aia era mare. Dar acum cu atât mai mult... faptul că nu mai pot plăti jumătate din mine. Da, cred că trebuie să vorbim, adică trebuie să știe oamenii ce așteaptă vis-a-vis de tema asta. Păi sigur, dar cine informează? Că văd că e bine și cu războiul din Israel, dar e mai aproape cămașa, mai eu, știți cum e? Da. Decât cămașa. E adevărat. Da, asta se face în numele a ce? Numele a luptei cu evaziunea? În numele a evaziunii fiscale. Mhm. Uh-huh. Și spuneți că, de fapt, nu va avea rezultate. Evaziunea fiscală nu, adică nu o să evizeze pe evazioniști, că ea nu folosesc tranzacțiile în numerar. Ea folosesc valiza și portbagajul. Da. E bine că ați fost, că sunteți alături de noi și că trageți acest semnal de alarmă. Vom mai discuta. Am scris și pe site, la Hot News și pe Tesler. Am văzut, da. Dacă vor cineva să audă, să asculte antreprenorii ăștia care totuși până la urmă aduc plus valoare în economie. Da. V-aș mai ruga, pentru că mai avem 4-5 minute, domnule Grama. Ne faceți, vă rog, și o sinteză foarte scurtă a articolului dumneavoastră apropo de folosirea PFA, pentru că și acolo avem niște schimbări. Bun, acolo lucrurile sunt mai complexe, le pot citi
cine, telespectatorii, nu știu, le pot citi pe Hot News, dar faceți-ne, vă rog, o sinteză, poate înțeleg că da, lucrurile se complică. În primul rând, cea mai mare schimbare e la persoanele fizice, la venituri în activități independente, pe PFA-urile, întreprinderi individuale, PFI, profesii liberale, da, care până acum, dacă plăteau CSS la plafoanele alea de 16, 12 și 24 de salarii minime, uh-huh, de la anul vor plăti la cât au realizat, deci la venitul realizat. Totuși, este un plafon maxim de 60 de salarii, care dacă o să fie un salariu pe la vreo 3500, o să fie în jur de 200.000 de lei. Da? Da. El o să plătească în jur de 21.000 de lei plafon maxim la CSS. Deci dacă el, de exemplu, realizează un venit de 50.000 de lei, plătește 5.000 de lei CSS. Dacă realizează 10.000, plătește 1.000 de lei. Deci, practic, acum e la venitul realizat. Ok. Înainte, dacă nu realiza 6 salarii, să zicem 18.000 de lei, nu datora CSS. Deci, am înțeles. Și plătea, și nu plătea deloc, numai dacă vrea să se asigure. Da. E, acum, indiferent cât realizezi, trebuie să plătești 10%. Deci e o primă, să zicem, contribuție în plus pe care o vor în plăti. În plus. Și dacă, de exemplu, realizezi, dau un exemplu, 5.000 de lei, da? Da. Trebuie să plătești 500 de lei CSS. Dar vine legiuitorul și zice, dacă n-ai mai avut alte venituri, de exemplu, salarii cu o bază de calcul de 6 salarii minime, sau alte venituri din chirii, dividende și așa mai departe, tot cu o bază de calcul de 6 salarii, nu o să plătești 500 de lei, o să plătești diferența până la 6 salarii minime, adică până la 2.100 de lei pe an. Deci te forțează să plătești cel puțin la 2.100 de lei. Deci un fel de forfetare a lui Pogea. Spuneați dumneavoastră că seamănă cu acela lui Pogea, impostul ăla lui Pogea. Exact. Ai venituri, n-ai venituri, trebuie să plătești la 2.100 de lei. Da. Da, deci vă dați seama că asta e o problemă. În același timp, concluzia a dumneavoastră era aceea că aproape nu mai rentează să mai folosești PFA-ul, nu? Mai rentează, sigur că da, sigur, pentru că, de exemplu, să presupunem că pe lângă PFA mai ai și venituri din dividende de la un SRL, da, social, da, să zicem. Da. Ei, acolo plătesc alții aceste, deci nu se mai cumulează cu ăsta de la PFA cum vrei, cum e acum, în 2023. Separat, deci ăla o să fie la plafoanele respective, 6, 12, 24 de salarii. Deci ajunge, plătești la PFA, și dacă mai ai și dividende, mai plătești și la dividende salarii. Am înțeles. Deci e mai degrabă te duci spre un SRL clasic, așa, da, și... Da, un SRL, o micro-întreprindere. O micro-întreprindere, da. Dar totuși taxele mult mai, adică mult mai mici ca și la PFA. Am înțeles. Mulțumim mult, doar să revenim la idee și să spunem la final că această prevedere privind utilizarea cash-ului este extrem de importantă și va viza pe foarte mulți dintre antreprenori. Despre asta discutăm. Pe toată lumea, că practic toți au tranzacții în plăți numerar, în caserie. Da. Se aplică de la anul, da? Deci se aplică acum. Din noiembrie, spuneați. 13 noiembrie. Vom mai discuta. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru acest semnal de alarmă pe care l-ați tras, domnule Grama. Vă mulțumim. Și, cu mare plăcere, și vă așteptăm și cu următoare ocazie la toate posturile noastre să vă invităm mai cu des mare plăcere, să fiți alături de noi. O zi bună vă dorim. A fost domnul Cornel Grama alături de noi, consultant fiscal și, spuneam, membru fondator al unui grup Tax Advisors, care poate fi găsit pe pagina de Facebook. Sunt 45.000 de oameni acolo, mi se pare foarte mult, care discută pe aceste teme legate de taxe, impozite, iată partea de cash, care înțeleg că este o mare problemă și va fi o mare problemă odată cu aplicarea legislației. Sigur, salutăm de fiecare dată ideea că încercăm, sau mă rog, se legată de combaterea evaziunii, dar dacă ne ducem într-o zonă în care economia nu e pregătită, adică cum spunea domnul Grama, trebuie să mergi, eu știu, să te duci să depui la un ATM, după care să scoți banii ca să
plătești un furnizor, atunci cred că deja, și eu cred că este o exagerare în zona aceasta. În fine, vom mai discuta pe aceste teme și aici și la Profit News, de ce nu, împreună cu invitații noștri. Acum o avem la telefon pe colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc, corespondent Agro TV și Prima TV la Iași și în zonă. Bună ziua, Raluca Daria, îți mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Astăzi știu că avem un material interesant transmis de tine de la Iași legat de vânzările online de produse agroalimentare. Este și în jurnalul de la ora 19, să spunem cam despre ce este vorba. Dă-ne câteva elemente acum, te rog. Da, ar fi vorba de o inițiativă a unui tânăr din Iași, Răzvan Mititelu. Vă pot spune despre el că la 24 de ani a reușit ce nu chiar mulți reușesc la vârsta lui, pe lângă faptul că este student, este și inginer la o firmă. Iată că are și această inițiativă, este fondatorul unei piețe online, mai are un ONG, câteva invenții despre care vom auzi cu siguranță în curând și cu care vom veni cu detalii, dar inițiativa despre care vorbim astăzi este piața online, care consumatorii pot comanda legume proaspete și alte produse locale doar printr-un click. Este o inițiativă la care ține foarte mult și care a reușit să o dezvolte. Vorbim deja de 16 producători locali cu diferite produse. 16 producători care au fost atrași în această platformă, exact, nu? Da, platformă, care reușesc practic să furnizeze și produsele lor prin intermediul celor care merg și iau comenzi, pentru că comenzile se fac online, intrând pe platforma făcută de Răzvan Mititelu și ulterior vine furnizorul între niște genți speciale, livrează marfa, este dusă în condiții cât se poate de bune, pentru că vorbim de marfă perisabilă și să ajungă într-adevăr proaspătă la clienți. Îmi spunea că reușește foarte bine să centralizeze toate aceste comenzi care sunt nu numai din Iași, sunt și din afara Iașului și sunt clienți care, dacă au văzut că au găsit marfă de calitate de la producătorii locali, da, vor reveni. A triat la sânge producătorii incluși pe site, ține legătura în permanență cu ei, atât prin telefon, dar și la fața locului merge să vadă exact de unde vin produsele, cum apar ele, când sunt deja în solarii, deja merge, vorbește, le vede și spune că da, ar avea nevoie de astfel de... Raluca, e vorba doar de legume, fructe nu, carne nu, deocamdată, sau cum? Sunt și produse lactate, sunt și produse din carne, sunt mai multe, dar sunt mai multe astfel de produse, dar am pus accent acum pe legume, probabil de asta s-a înțeles inițial că ar fi doar legume, pentru că încă mai vorbim de legume de sezon, încă ne mai putem bucura de produsele noastre românești și în perioada asta și da, în solarii sunt tot felul de astfel de legume. Cei care produc produse din carne sau de alt tip sunt și ei producători locali, fie mai la început de drum, fie oameni cu mai multă experiență, dar sunt deja cunoscuți de clienți prin marfa pe care o aduc pe piață și de aceea sunt tot mai căutați. O parte dintre ei au mai fost prezentați în individual sau prin intermediul altor materiale, evenimente la noi la Agro TV și cu siguranță o să mai auzim de ei dacă fac treabă bună și mulțumesc și clienții. E adevărat. Acum nu vreau să stric știrea care mie mi se pare foarte bună și informația, dar știu că marii producători, de exemplu, de carne sunt împotriva vânzării prin internet a cărnii de porc, de vită, de ceia, ba chiar o consideră așa la marginea legii, ca să nu zic altfel,
Deci mi-e teamă că îi facem un bine, dar îi facem și un rău tânărului nostru inițiator de platformă online. O să vedem. Adică ar putea să aibă o zonă din aceasta de clarificare vis-a-vis de felul în care vinde carnea, de exemplu, din câte știu. Logica fiind zona de sanitar veterinar. Nu știu dacă ai discutat. Proaspătă. Nu știu dacă ai terminat. Nu vorbim de carne proaspătă, vorbim de produse tradiționale. Okay. Asta e, cred că e un pic, sper că e altceva, da. Da, ca să explicăm mai bine. Te rog, Raluca, da. Deocamdată acest aspect este luat în calcul, aceste produse tradiționale care deja sunt căutate și cunoscute. Legumele sunt proaspete, dar aici cred că nu ar fi problemă pentru nimeni și fructele aici de asemenea. Da, și e bine că într-adevăr vorbim de o calitate care e tot mai căutată și identificată de consumatori, pentru că și consumatorii acum observă și o parte dintre ei sunt greu de păcălit dacă produsele sunt românești sau nu, ei le observă luând des. De aceea, probabil că în momentul în care se creează așa o încredere în lanțul acesta, mai scurt decât de obicei, și vânzările merg bine și consumatorul va avea parte de ceea ce își dorește la un preț mai mare, dar măcar la o calitate care nu trebuie neglijată. Fără îndoială, noi susținem lanțurile scurte și foarte scurte, așa cum spui, și sigur, uneori din acest tip de discuții m-a mirat și pe mine că se găsesc tot felul de portițe prin care li se pun bețe în roată unor antreprenori de genul acesta. Să sperăm că nu va mai fi cazul. Doar o ultimă întrebare, Raluca, te rog, există deja clienți consumatori, nu, pe această platformă? Înțeleg? Există oameni care sunt și din afara Iașului, există persoane care au luat odată și au revenit și vor lua în continuare. E și o metodă ușoară pentru cei care au un program încărcat, pentru cei care nu își permit, nu știu, să meargă inclusiv prin piață, dar și pentru cei care poate, cărora le este mai comod să facă cumpărăturii pe internet și doar să dea comanda și practic legumele, fructele, carnea ce au comandat ei de pe site să vină direct la ușa lor. Poate și o modalitate așa mai ușoară, atâta timp cât vorbim de produse care sunt exact cum sunt pe site, ajung și la ei la ușa. Perfect. Mulțumesc foarte mult, îți mulțumim pentru prezență și pentru informațiile oferite. Mulțumesc, Raluca, a fost alături de noi. Raluca Daria Diaconiu, colega noastră, corespondentă AgroTV, Prima TV în Iași și în regiune. Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe AgroTV. Urmează Ce vor plantele, iar la ora 19, jurnalul de știri. Rămâneți cu noi, toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.